această perioadă, spitalul nostru este confruntat cu o acută criză de medici, specialitatea pediatrie. În acest moment, în ciuda faptului că întreg spitalul este renovat, secția de pediatrie arată foarte bine și are dotări foarte bune. Avem patru poziții de medic pediatru neîncadrate. Am organizat concursuri, s-au prezentat recent doi medici, în final niciunul nu a rămas, drept pentru care asigurarea serviciului de continuitate al serviciului de gardă constituie o problemă. Gărzile pe lunile iulie și august s-au asigurat cu foarte mare greutate, în primul rând cu eforturi deosebit de mari ale colegilor pediatri ai noștri, cât și prin aportul unor colegi pediatri din alte spitale pe care am reușit să îi convingem să vină să facă gărzi la noi. În continuare facem eforturi, facem o politică destul de intensă de recrutare cu prezență în târgurile de joburi din București, cu posturi scoase în permanență la concurs, cu informări între noi și telefoane date către posibili candidați pentru aceste poziții. Trimitem către clinicile de pediatrie scrisori în care solicităm sprijin, sperăm ca în final lucrurile să se remedieze și să revenim la o activitate normală în zona de pediatrie. Această criză nu este doar a noastră, sunt foarte mulți pediatri, foarte puțini pediatri în sistem. Sunt spitale județene care nu mai reușesc să asigure acest serviciu și pe acest fond și spitalul nostru depășește cu greu această criză. Care credeți că ar fi cauza acestei crize? Cauzele sunt probabil mai multe, dar principala cauză pe care o văd este tocmai desființarea facultății de pediatrie în urmă cu 30 de ani. După Revoluție s-a considerat că existența unei facultăți de pediatrie în București, în România, ar fi de model depășit, de model estic, și s-a trecut pe un model occidental în care medicii pediatri se formează prin rezidențiat abia după terminarea facultății de medicină generală. Ori aceste posturi sunt mult prea puține și numărul de medici pediatri care depășesc examenul de specialitate și de specialiști este mult prea mic și există și absorție mare în zona de privat, probabil sunt și medici care pleacă, iată că numărul lor devine total ineficient. În vremurile de până acum, pentru încă mai avem colegi pediatri care au făcut facultatea de pediatrie, acești medici care absolveau facultatea de pediatrie, majoritatea mergeau la circumscripții și acolo desfășurau activitate de diagnostic și tratament pentru copii. În felul acesta, cea mai mare parte a cazurilor nici nu ajungeau la spital. Ori rețeaua, rămânând în momentul de față, rețeaua de medicină primară, rămânând cu foarte, foarte puțini pediatri, nu mai poate acoperi această funcție socială și copiii vin pentru probleme grave, dar și pentru probleme mult mai puțin grave, vin cu toții la spital. În momentul de față, câți medici pediatri mai sunt la Spitalul Municipal Câmpina? Noi, în momentul de față, strict, în ziua în care vorbim, avem 4 medici pediatri, dar, din păcate, unul dintre medici, o colegă extrem de devotată și bine pregătită profesional, va intra în concediu de naștere. Deci, foarte curând, vom ajunge și din 4 în 3. Există vreun risc de a se ajunge până la închiderea secției? Secția, în principiu, nu ar trebui
închisă, se poate, sunt secții în județe de pediatrie doar cu activitatea medicilor de zi, sunt reținute cazurile care pot fi urmărite de asistenții de pediatrie și eventual de un medic internist în gardă, dar în niciun caz spitalul nu va mai putea răspunde celor 60-65 de solicitări pe gardă, pe tură, care vin din Câmpina, dar și din restul județului și chiar și din județe învecinate. Există riscul de a afecta în mod determinant și activitatea de neonatologie, care până în acest moment este susținută tot de către medicii pediatri.